În altfel, Sfințitul Teodosie se spovedește înainte de sărbători, a recunoscut în fața jurnaliștilor că și-a îndemnat șoferul să se grăbească pentru a ajunge la un maslu. Vă reamintim, polițiștii l-au prins pe acesta conducând cu 235 de kilometri pe oră pe autostrada Soarelui la începutul lunii august. În mașină, la acel moment, se afla și arhiepiscopul Tomisului. Șoferul a fost amendat cu 2900 de lei și a fost suspendat permisul pentru 4 luni. Eu nu știu, că nu mă uit la kilometraj. Nici nu știu dacă a fost așa. Păi au arătat kilometrajul. Ei, au putut să fie un trucaj. Nu i-a spus dumneavoastră șoferului să meargă mai repede? Eu trebuia să ajung la un maslu. I-am spus, vezi să ții ritmul să ajungi la maslu. Și a mers cu 235. Probabil. Dacă mașina a dus. Românii